Salut și bine ați venit la episodul numărul 16, nu 999. Astăzi o să vorbim cu al meu, Ian. Ian e din Gherla, e constătean cu mine și o practicat și el sport de performanță la vârsta de 7 ani. Are centura neagră la Kyokushin. Haia! Și vreau să ne împărtășească câteva din chestiile care le-au învățat și din, mă rog, din tot ce o extras el din sportul de performanță, ca să ajungă, din ce văd eu până acum, un om super echilibrat și preconizez că o să fie la fel de, mă rog, dacă nu mai echilibrat. Poate există chestia asta mai echilibrată? Tot timpul se poate perfecționa. Pentru că dacă faci 100 de flotări într-o zi, următoarea zi poți să faci 101. Nu? Nu? Da. Da. Ian, oare crezi că ne poți spune așa cam cum o decurs primele experiențe? Primele experiențe. De ce Kyokushin? Am avut, pot să zic, o influență foarte mare din partea tatălui meu, care a practicat Kyokushin cu aproximativ 15-20 de ani înainte să mă nasc eu. Deci o practica cam de la 18-20 de ani, singur pe vremea când nu aveam acces la săli de sport, la nici cumpăra cărțile din Ungaria, să înveți Kyokushin, mergea la stagii internaționale. Nu, a fost o pasiune pentru el și cred că l-a atras foarte mult și cultura, principiile, disciplina. Cultura japoneză. Da, da, pentru că impune oarecare disciplină și seriozitate în orice lucru care îl faci, nu neapărat sport. Mm-hmm. Și aia te poate ține pe linia de plutire, mai ales când ai foarte puțin în jurul tău, fiind în perioada comunistă, neavând acces la foarte multe, sportul l-a ținut echilibrat și în viață. Și el a fost cel care m-a încurajat și m-a dus la sală cu vrute, cu nevrute, dar până la urmă a început să-mi placă. Da, ăsta e un sport japonez și din câte am observat, în cultura japoneză se bazează pe câteva principii super, super înfipte acolo, știi? Unul e, cum ai zis tu, disciplină, după aceea e onoare și respect. Onoare și respect, integralitate, nu? Adică trebuie să fie integritate. Integralitate. De ce n-ai zis micade? Integritate, da. Și ăsta ai, cum ai reușit să le aplici nu numai strict în sportul de performanță și în afara vieții tale? Datorită volumului imens de lucru care l-am avut la fiecare antrenament, deci să vă imaginați că antrenamentele nu au fost programate, astăzi facem 100 de flotări, 100 de genuflexiuni, faci până termin. Și nu știam niciodată când se termină și la fiecare antrenament era un test psihic de voință, bă, renunț sau continui, pentru că ne puneam în cerc 20 de oameni și numărau pe rând și nu știai când se va termina, n-aveai ceas, nu era nimic, era doar acolo. Și efectiv m-a ajutat foarte mult să mă transpun în momentul respectiv și să dau 100% în momentul ăla. În ce fac atunci, da. Da, da, asta. Și asta s-a reflectat în viața automat, făcând de la 7-8 ani, deja la 12... Nu înțelegeam de ce nu fac toți oamenii Da, ție deja ți se părea normal că era pe pilot automat. Da. Și culmea, apropo, că și noi făcând sport, orice necesită să văd, mi-am setat că trebuie să fac chestia aia, îți exersează și voința, pentru că și eu de multe ori, bă, poate nu aveam chef să mă duc și să fac antrenament, știi? Dar zic, bă, știi că mai am oameni care mi-au povestit chestia asta. Zic, ajung până la sală și mă decid acolo, știi? Și îți dai seama, odată ce ajungem la sală, deja era chestia. Adică, clar, sportul, indiferent de sport, îți exersează voința, știi? Asta mi se pare o chestie super, super utilă pentru oricine care vrea să disciplineze odată, știi? Că trebuie să-ți exersezi voința, adică trebuie să apară dorința aia, să vrei, știi? Să te disciplinezi. Deci ăsta disciplina și acum se pare oarecum... La îndemână. Adică pot să fac un lucru care știu că e greu, da, și fără să mă streseze psihic, știi? Mm-hmm. Că știu că se termină. Da. Știu că trebuie început numai, că după aia e... Da. Și trebuie planificat. Normal. Știi cum era chestia aia, cu cât lucrezi mai mult, cu atât devii mai norocos, știi? O să revin la întrebarea lui Dan, știi? Că o să scădice Kyokushin, bă, presupun că din cauza că a făcut... Da, din cauza lui tata, da. Și chiar sunt recunoscător și sunt mândru că am avut ocazia să fac un sport care la un moment dat, când aveam 10-12 ani și mergeam în stagii, eram 100-150 de oameni de toți. Da, și toleranță, pentru că din asta... Din toată țara. Da, și asta și diferite grupe de vârste. Diferite, da. Diferite grupe de vârste.
copii de 10 ani până la adulți de 50. Și, și asta ne-a și diferite straturi sociale? Adică normal, normal. Mm-hmm. Acum e un sport care nu toată lumea l-a practicat, pentru că unii nu văd un rezultat concret înainte. Mm-hmm. Pentru că mergi și faci o chestie la infinit și unii oameni nu pot să vadă, de fapt, beneficiul acelui. Toată lumea vrea rezultate fizice, dar rezultatele fizice se reflectă de la psihic și dacă psihicul nu e puternic, n-ai ce să muncești, mm-hmm, să treci de anumită barieră. Da, cred că ideea de a construi, adică tu începi să construiești o clădire, tu nu trebuie să vezi numai zidul. Trebuie să știi înainte toată clădirea. Da, adică trebuie să vezi toată clădirea, nu? Apropo de vizualizare, da, știi de ce zicea Dan. Știi că dacă eu aș vedea numai un antrenament, aș vedea toate antrenamentele care vreau să le fac și cum le periodizez și asta m-aș rezuma numai chiar la un strop, știi? Da, trebuie să vezi, să vizualizezi și tot procesul până la produsul finit. Uh-huh. Să vezi tot. Bun, săptămâna asta rezolv partea asta, mm-hmm, la exact. Viitoare am o încărcare mai mare, mm-hmm, și tot așa cumva să vezi, o să fie perioade mult mai grele, dar o să trec peste, pentru că uite, acolo, următoarele etape, apare după aia chestia aia. Mm-hmm. Da, da, și până în momentul în care, de exemplu, când faci o chestie și ți se sedimentează ca fiind parte din identitatea ta, ăla e momentul când deja nu mai e un efort mental. Eu cel puțin la mine când îmi doresc să îmi implementez un obicei sau să mă dezvăț de un obicei negativ, știi? De exemplu, cu dușurile reci. Indiferent cât și în ce context, am zis că fac o dușă rece zilnic până când nu mai e rece. Da, exact. Exact. Când e duș. Da, acum îl fac așa, mi se pare ca și spălatul pe dinți. Adică mie un pic, simt așa groaza aia chiar înainte de a-l face, dar zic, bă, mi-am promis chestia asta mie, da. Păi dacă nu îmi țin promisiunile față de mine, cum să le țin față de ceilalți? Adică, știi? Da. Și atunci, na, din start deja, oarecum, cum am zis, se tatuează pe ăsta ca și identitate. Foarte blană, foarte blană. Și cum ai migrat? Că eu te-am cunoscut la Revo și atunci mi-am dat seama că suntem în același oraș și că tu ai fost coleg cu fratele meu în liceu și așa. Cum ai migrat de la Kyokushin la fitness? Că fitness e în țală. Fitness, cu turism. Am ajuns la Cluj în primul an de facultate și nu mai aveam așa mult acces la karate. Era o sală, dar erau destul de puțini oameni și se făcea așa. Mm-hmm. Eram obișnuit într-un ritm alert să dau 100% la fiecare antrenament și parcă nu mă stimula destul. Și am început să fac și antrenamente de forță în paralel. Mm-hmm. Și la un moment dat, în primul an, știu că am un coleg mai mare de la master care m-a invitat la sala facultății și atunci am prins drag. Că am văzut că pot să aplic ceea ce am nevoie. Că, na, de exemplu, făceam flotări, loveam la sac și simteam că am energie, am vlagă, dar nu aveam forță. Mm-hmm. Am găsit cumva cum să compensez și m-am antrenat specific și am văzut că am rezultate mult mai bune pe sportul care îl practic. Să ai forță sau când am început să am masă musculară, nu ți s-a dus din Da, n-am făcut exerciții, am făcut foarte puțin, nici n-am știut, când am fost la facultate nu cunoșteam sportul cu greutăți, adică nu știam să fac o genoflexiune, un ramat corect, un împins culcat. Mi-au arătat și cu timpul am mai prins. După ce m-am lăsat de karate, că m-am lăsat un an, cred că în anul 2 de facultate, că n-am mai, sala din Cluj s-a închis, nu puteam face naveta la Gherla, atunci am observat că efectiv mi s-au rigidizat articulațiile, nu mai aveam mobilitate, piciorul nu mai puteam să ridic în sus. Dar dacă faci 15 minute după fiecare antrenament, îți menții asta mobilitatea. Asta am să întreb, cum îți împarți antrenamentele de forță, de mobilitate? Fac full body tot timpul. Și nu fac încărcătură, nu fac 80-90%, că e foarte mult, fac 60-70% antrenamentele de forță. Nici mergi mai multe repetări, cumva. Mm-hmm. Da. Da, dacă vreau să pun masă musculară, bineînțeles că fac 10-12%. Care e obiectivul tău acum? Obiectivul meu? Da. De ce faci așa? 60-70% din... Că nu vreau nici să-mi pierd mobilitatea. Mm-hmm. Vreau să-mi câștig mobilitate, mm-hmm, mai mare și asta îmi pare rău că n-am pus accentul când am fost mai mic. Pentru că aia mi se pare cel mai șmecher la orice sportiv, să fii mobil.
foarte masa musculară, asta aș trebui să punem un accent. Masa musculară, dacă știi cum să o faci și te știi odihni și știi ce să mănânci, din punctul meu de vedere, e un pic mai ușor să o câștigi decât să faci sfora. Acolo trebuie muncă, perseveranță, zilnic. Nu mai faci o zi, deja mergi cu două înapoi. Foarte. Mai bine să fii funcțional decât să fii mare și asta să... Asta e. Da, e foarte important. Dar că nu te vezi un bodybuilder, un culturist de înaltă performanță, caută să fii funcțional, caută să, să poți face, să dezvolți toate calitățile motrice. Da, nu doar forță, cât împingi la piept, exact. Deci da, vorba de... Dacă ai de făcut un sprint, să-l poți să faci fără să spuște inima. Sau dacă trebuie să sari peste obstacole, sau dacă trebuie să te târăști, sau dacă trebuie să te rostocolești. Bă, să adică trebuie să ai de spart o bancă și tu nu te prinde poliția, nu poți să vezi. Da, da, nu serios, funcțional, funcțional în, în situații de zi cu zi. De exemplu, să faci după autobuz. Da. Da, da, adică până la urmă... Până la urmă, e vorba de a, te, a reuși să te adaptezi în contextul în care ești, știi? Și dacă necesită să, dacă contextul necesită să ai un pic de viteză, un pic de forță și ăsta să, le, să reușești să le ai. Da. Într-adevăr, da, mușchii chiar ne ajută să ne mișcăm și de aceea e important să mișcăm, adică să facem antrenamente de forță și să ducem pe toată cursa. Pentru că așa oarecum o minim de mobilitate îți păstrezi. Dacă faci specific, cum, ai, cum o zis Ian, să faci sfoara, da, într-adevăr, ăla e specific. Ăla e, ai o chestie care, nu, eu nu știu 10 oameni care să facă sfoara. Cred că știu 2 sau 3, da, știi? Da, e o chestie specifică. Da, 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 adică eu spun principiul că orice îți propui, dacă îți dedici timp și cum ai zis tu, perseverență, consecvență și așa, reușești să-l atingi, numai o s-ar putea ca în unele momente să devină boring, plictisitor, că ăsta e, ăsta e de fapt... Da, cedezi psihic mai cedezi, mai cedezi, exact, cedezi psihic. Da, dacă, dacă tu îți, pro, îți propui și îți promiți o chestie față de tine însuți, da, ai, ai oarecum datoria să faci chestia asta. Că și dacă... ce sunt curios la, la antrenamente? Introduci și ridicări olimpice? Făceam mai de mult, dar am făcut chiar în perioada înainte să dau examenul de centură. Erau exerciții foarte bune de explozie, de reacție, asta viteză. Ai văzut diferențe foarte mari la explozie. Da, pentru că efectiv ai reflexul mental mai rapid. Deci da, 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 te adaptezi neurologic oarecum, știi, pentru că te faci un pattern de mișcare. Intră în reflex, exact. E foarte, foarte important să știi exact pentru ce vrei să te antrenezi, da, nu da, le exact. Faci. Da, Ian, oare ne poți spune așa scurt și cât mai specific în ce a constat examenul de, de centură? De centură. Dacă sunt curios, adică ce, ce faci, te, vin, vin trei samurai și te... Știi că, că să, adică sună pe viață și pe moarte. Da, știi că sună centura neagră, e un pic misterios. E destul, e destul de dur, într-adevăr, dar psihic trebuie să fii puternic. Mm-hmm. Eu când am prins examenul, examenul stadiul național s-a ținut la mare, în Constanța, cred că în Neptun. Și am avut parte tehnică, parte fizică. La partea tehnică, no, sunt diferite mișcări specifice, kata, ori ai luptă cu adversar imaginar. Testul fizic o constat în 45 de flutări, nu, pe cochen, pe astea, da, așa, pe dosul palmei, 45, abdomene, nu mai știu, multe, și genoflexiuni peste 100. Și testul fizic adevărat a fost 30 de lupte, câte un minut jumate de priză, cu adversari diferiți. Și cu 10 secunde pauză cât se schimbă. Oh my God. Deci cam 45 30 de adversare, da. 300 de date, să n-ai de văzut cu 30 de oameni pe stradă. Nu, nu, dar era pe rând, dar oricum ideea e că trebuie să te adaptezi la, la să nu vă, la să nu vă gândiți că vine ăla de 200 de kg și dă în tine ca într-un sac, pentru că e foarte bine pus la punct și foarte organizat. Da, deci Scopul tău e acolo să-l ajuți pe cel din fața ta. Dacă eu super pregătit și campion european, nu o să mă duc la un copil să-l zdrobesc în prima repriză, pentru că o să-i dau un pic mai tare decât poate duce tocmai de aia să, da, da, înțeleg, să prindă înțeleg. Curaj, știi? Da, înțeleg. Îi dau șanse. Că de fapt, foarte important. Că aia, aia înseamnă onoare și respect față de adversar și de coechipieri, știi? Dar e greu, e foarte greu. Deci, unde ai ajuns grade, în Kyokushin ca și performanță? La ce nivel ești actual? Păi pot să predau ca antrenor și m-am gândit pe viitor să-mi fac și eu o sală. Un dojo. Ar fi păcat atâta performanță. La Cluj, dar ca și competiții? Am fost când am fost tânăr. Nu am. Acum peste 18 ani, cam vin la facultate și am cam Și ca și junior?
ca și am fost la junior, am avut o experiență foarte frumoasă, chiar înainte de concurs. Nu știu ce sărăcie am pățit, dacă am avut ceva cădere de calciu și înainte să intru pe tatami, m-am albit așa tot și mi-au dat o injecție și m-am trezit după competiție. Asta a fost o competiție un pic mai nasoală. Da, e foarte frumos pentru că pui în practică ceea ce exersezi când ești acolo pe tatami. Pentru că ai emoții, îl vezi pe la că e mai mare, poate crezi că e mai bine pregătit decât tine și ai nevoie să-ți găsești liniștea ca să poți să dai randament. Cel mai important tip. Psihicul, să-ți fie puternic și calm. Dacă ar fi să facem o ierarhie, niște lucruri principale sau o piramidă, cum ai pune tu pregătirea la bază? Ce ar fi în Kyokushin, în karate, ce ar fi la bază? Ce ar fi cel mai important ca să ajungi să câștigi ceva premiu? Mobilitate, viteză de reacție. Vorbim de, și putem pune și disciplina, forța, mobilitatea, viteză de reacție, viteză explozivă, dexteritate, inteligența. Emoțională, da, emoțională, psihologică. Dar cred că inteligența emoțională care ar fi, care are un procent puțin mai mare decât restul sau nu există, sau este un complex, e un sport foarte complex, dar din punctul meu de vedere care face diferența? Liniștea aia psihică, i-ați văzut pe japonezi când stau pe genunchi în seiza și stau. No, eu cred că ăla care poate să stea mai mult fără să se miște, poate să câștige. Pentru că până la urma urmei, fiecare om are aceleași aptitudini. Adică eu sunt la fel de puternic ca și tine, și ca și el, și ca și el, și fiecare. Nu contează că ai 2 metri, contează cât ești de calm și câte șanse îți acorzi tu ție. Da, exact. Adică cât de mult te iubești pe tine însuți, știi? Pentru că asta dacă eu m-am gândit foarte mult la chestia asta, adică dacă tu reușești, sună foarte corne așa, să te iubești pe tine însuși și să-ți dai seama că da, eu merit chestia asta, știi? Trebuie să ne iubim pe noi. Da, adică nu ai cum să dai celorlalți după aceea, știi? Adică prima dată trebuie să fii tu bine cu tine, pentru că dacă nu, când interacționezi cu o persoană și să zicem că la figurat o iei în brațe, am mai zis chestia asta în podcast, ca și cum dacă tu ești plin de nămol, o să dai și lui nămol, știi? Adică, mă rog, sau ești plin de asta, știi? Pe principiul ăsta. De aceea, în general, persoanele, nu știu, psihologii trebuie să fie echilibrați, că dacă nu, îl strică și pe ăla din fața lor, știi? Și inclusiv antrenorii personali. Mie chiar mi se pare că avem o super mare responsabilitate că intrăm în contact cu oameni. Psihologi. Și psihologi, nu doar... Da, lucrez cu oamenii, lucrez cu psihologie, că da, dar, adică n-ai ce să faci. Să cunoști un pic și psihologia asta, deci, titlului și, nu, mă rog, mai multe chestii. Da, deci la bază e inteligența asta emoțională. Da, psihicul. Foarte important. Care o câștigi punându-te în situații dificile. Referitor aici, cum ți-o dezvolți puterea asta psihică de a... Nu știu, niște exerciții specifice pe lângă antrenamentele care te dezvoltă cumva încercând să adaptezi un antrenament la celălalt, știi, făcând o încărcare progresivă. Că te adaptezi, clar. Dar există un alt exercițiu, nu știu, practicai meditație, practicai yoga, practicai exerciții care sunt cunoscute ca și exerciții de calm. Asta vreau să specific că poziția aia seiza pe genunchi, aia e o meditație. Adică tot timpul ne specifica în momentul ăsta. Aveți două variante. Ori vă vizualizați antrenamentul cap-cod, intrați în stare, ori lăsați tot să plece. Orice gând vine să plece. Să eliberați deci doar astea două. Ori îți vezi meciul, ori îți vezi, ori nu vezi nimic. Extraordinar. Da, pentru că dacă te gândești automat că ți-e greu, că ți-e ușor, cum să lovești pe ăla, cum să analizezi tot ce prin frustrare, prin preasma egoismului, adică tu trebuie să fii liber de orice prejudecată față de omul din fața ta. Ai vreo idee cam din ce perioadă e sportul ăsta, cam când a apărut, în ce an sau ce secol, aproximativ, plus minus, ca să... Cred că în 23, 19, în secolul 20, pardon, dar cred că în 23, dacă ți-mi vine minte. Se trage din ceva alte ramuri, o combinație de din ceva. Kung Fu. M-a sutat Oyama, cheamă pe fondator, el s-a dus la ceva japonez, nu mai știu unde, și din Kung Fu preluat anumite tehnici și s-a izolat el, nu știu, vreo 10 ani pe munte și a creat o artă marțială nouă. Foarte tare, că aici referitor la meditație și la vizualizare, că se știa, Kung Fu fiind un sport mult mai vechi, se știa de mult de beneficiile și de rezultatele meditației, vizualizarea și meditație, știi?
Și le-au aplicat în sport, deci aplicat în sport, la asta încerc să mă refer, știi? Culmea că în episodul anterior vorbeam cu Vare, știi, și tot ne puneam întrebarea asta că ce e meditația până la urmă, știi, și mi-a plăcut cum a zis, cum a spus Ian. Meditația o văd ca și să-ți antrenezi focusul și atenție, să o iei tu conștient. Bă, vreau să fiu atent pe, nu știu, pe kettlebell-ul ăla de acolo, știi? Sau vreau să fiu atent la hunor, știi? Așa e, îți spui și ăsta, spui atenția. Și efectiv poți să o iei și să o muți unde vrei tu, conștient, fără să mute la întâmplare, știi? Și asta, practic, reușind să faci chestia asta, poți să îndeplinești mult mai ușor obiective, nu? Da. Că pur și simplu, te duci în ce direcție vrei tu, nu în ce direcție vreau. Vreau partea mai primitivă din creier, știi? Pentru că asta era una dintre chestiile care le discutam în episodul anterior, știi? Că putem să mergem și, știi, în direcții gen, ești horny, ți-e foame, ți-e sete, știi? Și atunci chestiile astea te pot influența foarte mult. Dacă nu ai un control mental asupra lor. Exact. Am avut o colegă de facultate ce au practicat cu Kyokushin. O câștigat și ceva premii de la Bistrița și avea mâinile exact cum le ai tu, că se văd loviturile, știi, se văd ani de muncă, clar. Și așa avea și ea și ca și fată mi se părea, am zis, wow, mă gândea, foarte tare. Îți pare sexy. Mi se părea, bă, să te bate de un sânge. Era și sângerau mâinile, mă, e fantastic, știi. Vine, și la antrenamente, nu de la ceva, vine de la antrenamente și erau mâinile praf. Deci sunt antrenamente grele, clar. Dai tot, în fiecare moment. Hai să vedem un pic și alimentația. Când practicai acest sport, aveați o alimentație specifică? Sau asta ai învățat din pe parcurs? Din păcate, nu am avut, că n-am avut acces la informații, cunoștințe. Nici nu știam că trebuie o alimentație specifică. Am avut noroc că a mei oarecum au prins ceva de pe parcurs, că de mic n-am fost hrănit cu carne de porc, carne de vită puțină, tot timpul legume, fără prăjel. O știut a mea cum ar trebui. Sănătos am mâncat tot timpul. Acum știu că mult timp am dus-o pe deficit caloric. Aia știu, pentru că recunosc starea de, nu știu, instabilă și un pic impulsivă. Irascibilitate și era constantă foarte mult timp și era volum imens de lucru. Că acum când mă uit înapoi, îmi dau seama, ca și copil, făcând sute de flotări la un antrenament, adică nici nu mai puteai să le numeri. Păi făceam concurs de flotări, pe la 400 și începeau să renunțe. Și mergea până termina ultimul, nu? Și să faci 400 de flotări la 14, nu știu, mi se pare foarte mult. Și ne antrenam într-o sală în care era parchet din ăla vechi, de la pietre deja, între ele. Adică aici ai domnie când vii. Și tatami. Și... Bă, nu poate tatami, bă, nu poate. Ce ai parchet, no. Și a avut foarte multe beneficii pozitive, nu beneficii pozitive, ăsta e pleonasm, de ce nu zici nimica iară? Au avut foarte multe beneficii sport de performanță asupra ta, dar au avut oare și efecte și, nu știu, efecte negative sub o oarecare măsură? Oarecum da. La un moment dat, după ce m-am crescut pe la 15-16 ani, a fost o perioadă un pic mai diferită în viața, un pic mai grea, să zic așa. Ca la orice adolescent. Ca la orice adolescent, da. Nu aveam chiar pe ambii părinți lângă mine. Dar atunci, ținând eu antrenamente în locul lui tata, oarecum mi-am luat-o în cap la un moment. Adică ai simțit că ăsta ne-a... Simțeam că eu nu mai am nevoie de așa de mult antrenament pentru mine, pentru că antrenându-i pe alții, sunt destul de bun. Da. Deși la un moment dat eram destul de dezechilibrat, nu mai mă antrenam, nu mai mâncam, eram... bun deja, ce să mai fac? Da, ai luat piciorul de pe accelerație în sensul că dacă întrerupti oarecum obiceiurile care te-au dus până în punctul respectiv, Și după aia am trebuit de seama că o grămadă de timp care îl investeam în mâncare, somn și antrenament, trebuie să fac ceva cu el. Și am început să mai ies într-o parte în alta, dar nu. Ușor, ușor m-am...
m-am reîntors la karate, că nu puteam să ies în fiecare weekend să beau când eu n-am băut în viața mea, că nu puteam, nu, efectiv. Și la facultate, când am venit, am ieșit de două ori în toți anii de facultate. Și mi-a plăcut că m-am antrenat. Și îmi place și acum. Mi se pare ceva... Adică să poți să faci același lucru în fiecare zi. Na, nu știu, mi se pare un om special, omul ăla. Mm-hmm. Atâta voință și atâta. Să renunți pur și simplu la micile plăceri ale vieții și să zici... Nu, micile plăceri de moment. Și astăzi, moment. Dar normal că trec. Că trec. De-aia am zis și eu, de-aia am revenit rapid înapoi. Că mi-am dat seama că ce fac? Ies azi, mi-e rău, mâine și tot așa. Și ce fac? Adică și ce fac? Exact, ce fac? Nu, adică nu... Și dacă ar fi să îi dai un sfat la Ian din perioada aia... 15-16 ani? Da, da. Așa, două, trei chestii care... Ce îi spune, știi? Ce îi spune? Nu știu, m-aș ruga să gândească foarte bine ce o să se întâmple în 10 ani de acum încolo. Adică să vizualizeze. Să vizualizeze ce o să se întâmple după ce termină cu facultatea și tot și să-și facă un plan de bătaie mai bun, mai eficient. M-am delăsat pentru că, nu având o grupă de copii, toți mai juniori, toți mai mici, automat și deja eram eu mai bun. Uh-huh. Asta nu. Deci asta nu face niciodată un maestru sau un antrenor. Uh-huh. Adică nu tratează pe nimeni cu superioritate. Dar nu, eram superior eu pentru mine. Neapărat că îl descurajam sau că îl puneam pe elev într-o umbră sau... Dar ai simțit că ți s-a inflamat ego-ul poate un pic atunci, așa? Uh-huh. Și atunci ți-ai dat seama de chestia asta. Da, pentru că deja începeau să meargă lucrurile altfel ca și până acum, nu mai progresam, nici nu mă mențineam, că dacă te menții, regresezi. Da, practic nu mai era integru cu tine, știi? Dar asta e fai, este foarte... Și puteam așa că mă mint și că mă fraieresc și n-am mai putut. Nu ținut mult, a fost așa o perioadă. Și după când am venit la facultate, direct. Ce facultate ai avut? Somn, educație fizică și sport. Da, suntem toți pe același film, că n-avem cum să fim pe filme diferite, că nu există coincidență, da. Frumos, cum să ne faci. Da. Eu am extras foarte multe chestii din discuția asta, da. Adică utile pentru mine. Da, foarte multe persoane ar putea să își ia câteva chestii, dacă vor să dezvolte și personal. Sunt niște chestii de extrase, vizualizarea, lucruri de calm, de psihic, de... Unde te vezi peste 10 ani? Eu nu mi-aș dori, sincer, să rămân aici în România, dar nu știu ce oportunități o să mă ofere. De foarte mult timp îmi doresc să merg în America și îmi doresc să merg în America pentru simplu fapt că există o piață largă pentru orice, oameni dispuși să se dedice anumitor lucruri. Aici, dacă mă duc toată ziua în parc și fac tracțiuni fără tricou, 70% din oamenii care o să treacă nu o să înțeleagă, 20% o să judece, da. Și 10% o să fie acolo cu mine. Na, eu văd balanța asta un pic mai echilibrată înspre sport sau spre a face ceea ce își dorește fiecare în state. Sunt foarte mulți oameni și nu neapărat în state, pot să zic și Australia, pot să zic și o țară mai dezvoltată, dar acolo lumea se bucură dacă faci o flotare cu săritură. Dar uite și aici, să uit așa pentru că e prea puțin. Hai să fim mai mulți, hai să fim mai mulți care nu ne pasă de ce zic restul și să ne antrenăm așa cum simțim și așa cum ne place, indiferent. Bine, fără să dăunăm la bineînțeles, fără să dăunăm celor din jur. Dar să facem, să ne exercităm pasiunea la maxim, fără să ținem cont. Da, și atunci sunt șansele mari să ne atragem adeți. Da. Știi? Și zic, bă, uite, vreau să fiu și eu ca, uite, și tare, bă, vezi, nimic pasă, de ce să pasă și să-mi pese și mie? Hai să mă duc și eu să fac chestia asta, da, știi? Da, băi, asta eu observ că se tot dezvoltă comunități de practicați diferite sporturi, că comunitatea e o chestie foarte importantă, de ce? Pentru că, na, oamenii sunt făcuți să trăiască oarecum în triburi, dacă pot să zic așa, știi? Și, da, într-o sub o formă sau alta, ce, mai avem multate? Da, suntem învățați să trăim în triburi și dacă nu reușim să funcționăm ca lume, adică când intri în contact cu persoane gen, eu când vin aici, eu știu că eliberez un anumit neurotransmisător, să numește oxitocină și mă simt bine, adică asta e principal, asta e unul dintre motivele pentru care vin aici, mă simt bine, că dacă aș ști rău, ce aș veni într-un loc care mă simt rău, știi, și mi-ar face mai rău pe termen lung, știi, și observ și la noi că
și inclusiv la sală. Sunt persoane care practică street workout și au ăsta, grupul lor, da, știi? Foarte sunt fain. Persoane care practică powerlifting și au grupul lor. Eu asta vreau să văd în fel de știi? Sunt persoane care practică culturism și au grupul lor. Sunt persoane care au un pic mai multă toleranță și practică sporturi diferite și reușesc să stănească, să se relaționeze, să facă schimb de informații, pentru că nu le știm pe toate. Și ăsta, eu sunt curios să învăț la fiecare persoană cu care intru în contact. Eu mă trezesc dimineața și pornesc la premisa că toată lumea e iluminată, numai eu îs învățăcel. Și la fiecare, cu fiecare persoană care intră în contact, învăț ceva de la ea, știi? Inclusiv din discuția asta. Eu mi-am extras, o să-mi notez într-un caietel, știi? Eu mi-am consolidat anumite idei ale mele, știi? Și e clar că atunci, bă, funcționează, uite, și Ian, mai și altul, mai și așa, și Petrică, și Georgica. Și clar că funcționează, știi? Mi se tot consolidează, mi se tot întărește. Da, și ăsta, na, te înconjori cu oameni care au cel puțin valorile sau pasiunile și valorile în centru, mă rog, în cor, cum se numește, așa, le-au asemănătoare cu ale tale, cel puțin parțial, pentru că, na, dacă ne conjuram cu persoane care sunt extrem de diferite, sunt foarte mici șanse să relaționăm foarte bine, știi? De aceea ăsta suntem toți aici care, na, toți am practic sport. Partea faină e că aceste învățături, aceste sfaturi pe care ne-a spus și Ian, se pot aplica nu doar în sport, se pot aplica în viața de zi cu zi, asta ca un simplu. Da. Deci, sportul te învață niște lucruri, ți le ordonează frumos și te ajută și după ce te lași. Dă o paradigmă în care să poți... Te ajută mult în viața ta ca individ, ca om de afaceri, ca și soț, ca și soție, ca și așa mai departe. Știi? Ca și fiu, ca și, da. Știi? Și în general, deci ca și om în general. În știi? General ca și om, indiferent de ceea ce faci. Astea te ajută enorm de mult. Să ai un psihic bun, să ai o disciplină bună, să ai alimentație bună, da. O să știi că trebuie să faci mișcare, indiferent că tu nu ești sportiv de performanță, trebuie să faci mișcare pentru ce? Pentru a-ți vedea copiii mari, pentru a te bucura poate de nepoți. Da, și nu te lua în brață, și asta, să poți să alegi cu nepoții. Da, să nu poți să nu trebuie să stai la pasul cormorană, pentru că de fapt asta e ideea, de a valorifica viața, știi? Și a te bucura de cât mai multă experiență până când ajungi să te duci tai-tai. Pe partea, până când ajungi să te duci acasă. Că mie nu-mi place să mor, te duci acasă atunci, știi? Bun. Mulțumim pentru atenție. Sper că v-a plăcut episodul de azi. Mie știu că mi-a plăcut foarte mult. Și dacă aveți sugestii pentru subiecte noi sau dacă vreți să ne spuneți comentarii... Mai avem o chestie. Da. Unde te găsesc? Cine vrea să-i găsească, unde te găsește? Și să înțeleg că ești instructor de fitness. Da, și unde te găsesc și... Cum pot să ia legătura cu tine? La Revocim petrec majoritatea perioadei de zi. Ai platforme de socializare? O să aibă o platformă de socializare, se numește FitFam, o aplicație, puteți downloada din Google Play și pe App Store. Exact, sau de la 8 la 6 la Revo. Da. Beton. Acum, Petru, te rog. Așa. După cum am spus mai devreme, că da, m-am întrerupt foarte politicos, dar... Era o chestie importantă. Da, chiar era o chestie importantă. Pentru orice sugestii, pentru comentarii, pentru ăsta subiecte care vă interesează, vă rog să le lăsați jos în coment și... Ade, unde e butonul de subscribe? Da, în partea asta. Și butonul de subscribe e singur, undeva, deci undeva, da, undeva jos. S-a apăsat butonul de subscribe. Mulțumim și vă iubim. Până data viitoare! Cât mai avem, Ade? Sfârșit, am bucea că zice asta și o prădea meu. Eu linia și-o dau 10 frădări. Știi și... Lumea și-a liniște. Da, nu că... Hai să facem, hai să jucăm și era sau... Să zgâria discul, știi? Da, da. Zice la cor, abdomen. Că tu te gândești cum să zice în... Oare... Să sunt curierii că l-a sunat amândoi.
E foarte plăcut. Te rog, fost, nu zice cum să trăiesc viața.